conducerea lui 1924 a fost chemată la, la TNA, pe care li s-a spus că sunt învinuiți de înșelăciune. În fapt, faptul că nu s-au dat 5 bani care i-a dat Consiliul Local și Consiliul Județean, nu se regăsesc în, la 1924. 1924 nu are echipă de fotbal. Așa zic dânsii. Că nu are echipă de fotbal și cum s-a cheltuit bani. Eu nu contest DNA-ul și nu contest faptul că ei au constatat asta, ei au constatat în urma controlului efectuat de garda financiară de la Sibiu. Și eu cred că, neavând actele, pentru că eu vă spun încă o dată, acest act nu a fost și nu numai acest act. Deci vreau să vă spun că există în statut o prevedere care, în statutul asociației, care spune organele care au dreptul de control și de verificare a legalității banilor care intră în Unirea 1924. Ele sunt echipele de audit ale primăriei și a Consiliului Județean. Și eu nu mă bag la Consiliul Județean pentru că